spus că poate a văzut-o pe Maica Domnului, în carte este mărturia unei persoane care spune la un moment dat că la spovedanie Părintele Sofian i-a arătat spre Sfântul Altar și a zis, uite, aici s-a arătat Maica Domnului. Da. Mai sunt doritori să... Da, să punem din conferința aceasta despre rugăciune cam 7 minute, așa mai pune și după aceea... Da, te l-am... Chiar atunci e întrebare când la Sfântul Altar sunt repetit rugăciune. Se vede pe care aceasta împărătească, cum spun Sfinții Părinți, Via Aurelia, cale de aur, ca să nu greșe. Postul scrie post cu țineciune făcut, abstinența scrie abstinență cu adevărat, paza aceasta simplu scrie cu adevărat, paza sinceră, căriță scrie sinceră, să nu fie falsă, rugăciune să fie cât de multe, dar să fie atente și cu umiliță și cu smerenie și atunci toată nu e bine. Din potrivă, dacă sunt făcute rugăciune mai cu buzile, cât atât de lungi rugăciunile. Sunt veții creștini unii care fac acatiste și psalmi, mulți psalmi, sunt multe acatiste, însă își dau seama târziu de tot că ai făcut numai cu gura. Au fost absenți cu inima și cu mintea la cei ce au spus. Și aceste rugăciuni ajută foarte puțin, în măsura în care din când în când suntem atenți la cei ce spune. Părinte, uneori în timpul rugăciunii de seară și dimineața, nu avem întotdeauna aceeași stare de dispoziție sufletească, suntem câteodată foarte obosiți. Când suntem obosiți, este bine să scurtăm rugăciunea sau să continuăm? Dar primul efort cu suntem atenți, când o continuăm, să continuăm. Dar dacă nu, trebuie să știe starea reală, sinceră vieții noastre. Suntem obosiți cu adevărat și mintea noastră e risipită, spune măcar o rugăciune, două și câteva mărtării și nu putem odihni. Dacă putem trezi în timpul nopții, putem continua această rugăciune. Da, rândea și ordinea aceasta este ca rugăciunea să fie conștientă, să fie atentă a ceea ce spui înainte de Dumnezeu. Dumnezeu este prezență continuă, ne știe și ne vede și ne aud în orice clipă am fi în viața noastră, deci ești mult timp tot așa de prezent și de atenți când vorbim cu El. De ce se spune că rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu, când în realitate... Din Egipt, în casa lui Faraon, a ajuns în... și în și psalm, este că Dumnezeu în viața numai. Spite în măsura în care din când în când suntem atenți la ceea ce spune. Părinte, uneori în timpul rugăciunii de seară și dimineață, nu avem întotdeauna aceea stare de dispoziție sufletească, suntem câteodată foarte obosiți. Când suntem obosiți, este bine să scurtăm rugăciunea sau să continuăm? Dar primul efort cu să fim atenți, când o continuăm, să continuăm. Dar dacă nu, Dumnezeu știe starea reală și sinceră în vieții noastre. Suntem obosiți cu adevărat și mintea noastră e risipită, spune măcar o rugăciune, două și câteva mărtării și nu putem odihni. Dacă putem trezi în timpul nopții, putem continua această rugăciune. Da? Rândea și ordinea aceasta este ca rugăciunea să fie conștientă, să fie atent la ceea ce spui înainte de Dumnezeu. Dumnezeu este prezență continuă,
Ne știi și ne vede și ne aude în orice clipă a fi în viața noastră, deci ești în ultimul timp tot așa de prezent și de atenți când vorbim cu El. De ce se spune că rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu, când în realitate vorbim numai noi? E totuși un dialog, pentru că Dumnezeu este cel care ascultă rugăciunea noastră. Când vorbim cu cineva între doi, celălalt care ascultă, consimte, aprobă ce ce spunem noi. Sau din când în când, când se face la rugăciune, Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. E un răspuns de partea lui Dumnezeu, să ne ascultă rugăciunea. Și atunci totuși e un dialog, o comunicare, o comuniune cu El. Și să vorbesc astfel unor pagini sau unor paragrafe de rugăciune. O fac eu, singur. Dacă sunt mai mulți împreună cu mine, nu pot să iau chestii toți, să iau de la capăt rugăciunea, de unde m-am pregătit eu cu mintea. Și de ce zic, rugăciunea în grup este foarte bună când toți sunt cu același gând de rugăciune și atenți la ceea ce se spune. Iar dacă se întâmplă cazurile acestea, cum am spus despre mine, deci mai bine să fie rugăciunea particulară. Fiecare să vadă în parte în taina vieții lui. Unii părinți ne spun că singura rugăciune în comun acceptată de biserică este cea din timpul slujbelor. Altfel, riscăm să devenim pietriști. Ce ne puteți spune despre acest lucru și legat de această problemă, ce este pietismul? Pietismul este rugăciunea formală. Este rugăciunea în public, e foarte necesară, în biserică, slujba vecerniei, slujba utreniei, slujba Sfintei Liturghii. Nu poate fi făcută de fiecare persoană în parte. Ea trebuie să fie făcută undeva, într-un locaș anume, în casa lui Dumnezeu, în public. Unul slujește și ceilalți sunt atenți la ceea ce se spune la altar sau la stradă sau la cor. Și atunci e nevoie de această atenție. Pentru că și în timpul slujbelor bisericii, unii sunt deranjați de alții. Chiar atunci e o întrebare când la Sfântul Altar se cântă pe tine, te lăudăm. Cel mai sfânt moment de rugăciune sunt la liturghie. Cu o întrebare despre, știu eu, cum se pregătește magiunul. Și o altă întrebare în viața dominantă, gospodăriei casnică. Și o întrerupe, e atentă și se întreabă și de aproape, însă pierde harul rugăciunii, săgeata aceasta care trebuie să îndrepte totdeauna către Dumnezeu care prezintă Sfânta Masă atunci și transformă Sfintele Taine, darurile care le dă credincioșii în trupul Sfântului Mântuitorului, cel mai sfânt moment din liturghie. Tocmai atunci, sau și alte, în alte împrejurări, te îndeamnă, te întreabă ceva, sau spune niște lucruri care trebuie să pune și mai târziu deloc, nici o pagă cu noi dacă nu le știe ei. Dar pe tine te sustrăși de rugăciune. Sincer, eu mă potinesc la rugăciunea de Marta Domnului, la excepții precum,
singura grană folositoare. Cum să ne înțeleg? Maica Domnului este Maica Domnului. Maica Mântuitorului Hristos. O mamă totdeauna este foarte sensibilă față de fiul său, copilul său. Orice se întâmplă copilului, Maica este foarte ușor sensibilizată. Dacă este într-o cumpănă grea fiul ei, chiar dacă s-a purtat mai rău până atunci cu ea, este foarte grabnic, plin de griji și nu știu cum ar ajuta că se scade în acel impas. Mamă pământească. Am întâlnit aceste multe cazuri în viața mea de preot. Mama Mântuitorului Hristos este o mare excepție. Mama lui Dumnezeu într-o parte. Însă fiind Iisus pe cruce, era pe Maicii Domnului această ascultare sau această îngrijire din partea Sfântului Ioan. Aceasta este mama ta. În această misiune care are Maica Domnului, cel mai greu moment pământesc Mântuitorul Hristos când era pe cruce răstignit, și înfrânsează ucenicului iubit, Maica sa, Maica Domnului devine mama noastră a pământenilor. Ea se roagă cu adevărat și mare mijlocitoare noastră către Dumnezeu. Maica Domnului studia învățătorul. Acești doi martori Mântuitorul Hristos creau foarte multe trecere înaintea Mântuitorului Hristos, înaintea Judecătorului Spirit. Credeți-vă de Maica Domnului, neavând curajul de fapt e noastră de semn Mântuitorului Hristos, Maica Domnului mijlocește pentru noi. Doamne, eu care te-am purtat în brațele mele, care te-am crescut viața ta pământească, ajută-mă la rugăciunea mea și ajută pe acest care se roagă mie. În acatistul acoperitul Maicii Domnului este acest loc într-un icos de acolo, în care Maica Domnului se roagă Mântuitorul Hristos, spunând, Doamne, ajută pe cei care mă roagă să mă rog pentru ei. Cuvinte sunt altfel puse acolo, aceasta este ideea. Și se rog cu adevărat și rugăciunea Maicii e primită de Fiul Său, că Fiul Său e Dumnezeu plin de dragoste. Și vă spun o mică istorioară. De la închisoare. Cineva care a fost închis și a stat 20 de ani în închisoare, un tânăr. Bătrânit în închisoare. Într-o închetă extraordinar
de grea, se complete răbdarea. Și s-a pus gând să găsească un mijloc ca să-și curne viața. Și-a dus aminte însă că afară când era, bunica îi spunea că trebuie un necaz mare să luăm înainte drumului. Și-a dus aminte acest lucru. Și spunea el că de Mântuitorul aveam curajul să mă rog, pentru că avea să greșelile lui. Că de Maica Domnului care a fost și ea pământeană ca și noi, m-am rugat. Scurt, rugăciune la disperare. Maica Domnului, nu mai pot suporta dureri și presiune care mi se fac aici. Ajută-mă. Să ruga în cerbură. Peste câteva clipe, vine intrând prin ușa înaltă a celulii o făptură în alb cu un punct în brațe. M-a chemat. Am să te ajut. Fie în pace. Și-a plecat mai departe. Până m-ai chemat la anchetă, aceea, l-am mutat în alt loc, la polul lor undeva, la Vorbuta, toată viața lui, după aceea că a trăit pe mulți ani în închisoare, a fost o viață foarte liniștită în sufletul, deși sfeții în afară erau destul de grei din când în când. Maica Domnului a ajutat în momentul următor pe rugăciunea asta. Această întâmplare o știu în funcție care a găsit-o. El mi-a spus-o. Și în închisoare nu se minte. În închisoare spune fiecare ce are curat în inima lui. Mi-a spus bietul om, ce-a părțit și cum s-a rezolvat problema lui. Așa.